Domnule Râmnicianu, un atelier foarte modest în comparație cu dimensiunile eroice pe care vi le propuneți în ultimii ani în ceea ce faceți ca artist. Dar, pentru început, haideți să ne întoarcem cu mulți ani în urmă la expoziția de la Galatea, pe care n-am putut să o filmez, și una de la Galatea cu Tețcaniu, da. Cu peisajul de la Tețcani, da? Ca un prolog al prologului care se făcea de către domnul Paul Gherasim în 86, mi-amintesc. Da. În 85 avea loc acea expoziție de la Tețcani, cu un grup de, după cum pare, din generația mea, Cristian Paraschiv, bunul meu prieten, Sârbulescu, Paștina. O parte ați rămas în țară, o parte au plecat în alte țări. Oricum toți aparținem prin ceea ce facem acestei culturi. Perioada aceea mi se pare că era pusă sub semnul andreișcian. Cred că orice artist trebuie să treacă prin tradiția poporului căruia îi aparține. În ceea ce privește pictorul român, aceasta coboară de la anonimii freșcelor mănăstirești până la începutul secolului 20, când se pun bazele picturii moderne de către acei mari artiști români, începând cu Grigorescu, Andreescu, Lucian, Petrașcu, Toniță. Este foarte importantă această tradiție, adică trebuie să-i aparții pentru a te desprinde în propria personalitate. Cred că este necesar să ai acest acces și să înveți din tradiția pe care o are poporul tău. Dar de ce Andreescu? De ce mi l-am ales ca reper pe Andreescu? În primul rând, Andreescu mi se potrivea structural. Cred că unei părți din structura dumneavoastră. Să spunem unei părți, dar unei părți foarte important. Nici nu știu, dacă mă gândesc la Andreescu, nici nu știu ce s-ar fi putut, cum s-ar fi putut dezvolta arta românească fără această tușă cumpătată a lui Andreescu. Cred că Andreescu a reușit cel mai bine dintre pictorii români să redea acel sentiment al gravității, al singurătății și al melancoliei românești. De aceea, în tot ce am făcut ulterior, m-am atașat față de anumite zone din natură sau anumite lume a obiectelor care includeau în substanța lor acest sentiment de gravitate. Iertați-mă, credeți că sentimentul acesta era în peisaj sau în obiect sau era în dumneavoastră? Sentimentul acesta există, bineînțeles, în natură, dar trebuie să corespundă stării sufletești, structurii sufletești. Dintr-o de miresmele tari ale eroilor lui Matei Caragiale, dincolo de afectarea, desigur, memorabilă a unui bizant care obseda pastos, disperat și crepuscular, amintirea unui fantazi sau unui pașadia, dincolo de toate aceste lucruri, scena aceasta prețuită de ruine, locul acesta al tuturor și al nimănui devine astăzi locul experienței râmniciane. Se pune însă întrebarea, oare artistul de astăzi s-a ascuns undeva în aceste veșminte ca altădată zugravul medieval, pentru că știți desigur că în simbolica veche veșmântul, mantea opătitoare, era locul retragerii, solitarului, al recluziunii, al ieșirii din lume? Cred că nu, pentru că Ștefan Râmnicianu înseamnă prin arta sa ieșire în lume, înseamnă jubilație, înseamnă, o înțelegeți cu toții fără îndoială, nu e nevoie de multe cuvinte, triumful materiei spiritualizate. Și mai înseamnă ceva, înseamnă evocarea emblematică a jertfei, a acelei jertfe reclamate de motivul obsedant al pironului, al pironului care străpunge coifuri și scuturi, al pironului care vine să străpungă cupole și clopote, ca într-adevărată orânduire
totodată ca într-un drum inițiatic dintr-un templu sau un lăcaș oriental, care amintesc întotdeauna că adevărata bucurie poate să implice și suferință și că orice înfrângere implică și o speranță. Ștefan Râmnicianu, artistul care a debutat pentru noi toți cu acele peisaje de o andreșciană reîntoarcere în sine, se dovedește astăzi, mai mult ca foarte mulți artiști ai noștri, a aparține locului acesta, a aparține acestei culturi prin grava reculeasă monumentalitatea formelor sale, prin sorțiala armonie cromatică, dar înainte de toate, prin imaginarul său care coboară la cei nebuni minunați ai acestor meridiane răsăritene, care au avut superba erezie, au avut convingerea că o bucată de lemn care poartă o imagine fixată, o icon, poate să fie venerată și că înaintea ei omul poate să iasă din propriile sale limite fizice prin ceea ce cei vechi numeau literal extatic. Secolul nostru iubitor mai mult decât altele ale simbolicului, ale eschatologicului, ale universalului, s-a recunoscut adesea în spiritualitățile vechi, făcându-le contemporane, aceasta la mare artiști ai răsăritului, aceasta la mare artiști ai revoluțiilor de la începutul secolului, gândiți-vă la Kandinsky sau Malevich sau Tatu din Coace. Și poate tocmai aceste recurențe ale vechilor spiritualități ne-au dat în aceste părți de lume și tărie și putere de așteptare. Încercând să vorbesc astăzi despre expoziția din 88 de la Curtea Veche, vă pot mărturisi că mi-am dorit-o ca pe un loc de întâlnire între sacru și profan. Veșmintele ferecate ale imaginilor de tip iconografic, pe de o parte, iar pe de altă parte lumea obiectelor de tip arhetipal, aparținând perioadei medievale. Aș putea enumera aici coiful, arcul aripă, scuturile, cupola, fereastra, cămășile de zale. Privite din alt unghi, mi-o închipuiam ca pe un not cultural, poate cu un ușor caracter eclectic, împletind tradiția bizantină cu fastul ornamental caracteristic artei islamice, precum și sugestii venite din lumea arabă și din Caucazul cu strălucirile lui gruzine și armenești. Pentru fiecare zonă am încercat o anumită documentație. Așa se face că, de exemplu, imaginea coifului de aur de la Coțovenești, din epoca fierului geto-dacică, se răsfrânge în scuturile pe care le prezint în expoziție. De asemenea, imaginea scuturilor heraldice de pe bolta pronaosului de la mănăstirea Dragomirna, sunt ecouri pe care le-am preluat în aceste obiecte pe care le-am înfăptuit eu. Se știe de asemenea că, potrivit canalelor iconografice aparținând erminiilor bizantine, cupola sau turla bisericii era rezervată reprezentării bisericii cerești, având pe boltă imaginea
Pantocrator. Lui Iisus Pantocrator, da. Este una dintre temele iconografice pe care am folosit-o în special în expoziția din Grecia, construite pe imagini de cerc. Izvorul acestor lucrări, precum și acelor făcând parte din imaginea Maicii Domnului cu pruncul, sunt în mare măsură ferecăturile de carte. M-aș numi, de exemplu, aici ferecătura evangheliarului Nicodim de la începutul secolului XVI. Sau ferecăturile icoanelor din întreg evul mediu românesc. V-ați documentat serios, înțeleg. Dacă ați fost la Dragomir, n-ați găsit acolo tot ce a făcut Anastasie Crimca pentru arta aceasta a manuscriselor, a ferecăturilor, influența civilizației din zona Gruziei, Armeniei, în mediul românesc. Am intrat în posesia unei ultime casete reprezentând ultimele dumneavoastră lucrări care nu seamănă foarte mult cu ce ați făcut la Curtea Veche. Cred că o caracteristică a artei românești, susținută cu tulburătoare dăruire de o pleiadă de mari artiști contemporani, cum ar fi un Apostu, Maitec, Gorduz, Tiron, Călinești, Zidaru, Buculei, Bernea, Nicodim, Paul Gerasim, Marin Gerasim, Sorin Dumitrescu, Moraru, Paștina, Cristian Paraschiv, Sârbulescu și încă mulți alți, a fost aceea de a include în substanța operei de artă caracterul etic cât și estetic al operei de artă. Atitudine care este, cum spuneam, mai mult caracteristică spațiului românesc decât arte occidentale, în care limbajul vizual avea preponderență în caracterul pur estetic. Susțin acest fenomen pentru că în ceea ce fac în acest moment, de fapt, cum am spus, ultima etapă a ferecăturii, încerc o transparență a limbajului simbolic, o ordonare, o esențializare, o reducție a formelor ce alcătuiesc ansamblul. În așa fel, încât ele să trăiască fără să se explice foarte mult, fără să se mai literaturizeze, încercând astfel a ajunge la un limbaj plastic cât mai pur, cât mai în sine. Cu alte cuvinte, o încercare de a reda independența imaginii de artă față de subiect. De fapt, ele abordează cam aceleași teme arhetipale prezentate la Curtea Veche. Acest ultim ciclu poate, după părerea mea, trăi oriunde, putând fi pus în relație cu diferite tipuri și spații arhitecturale moderne. Să lăsăm, deci, imaginea să vorbească ea însăși, cum v-ați dorit dumneavoastră de la începutul emisiunii. Au mai fost și alți artiști care au încercat această formulă, adică imaginea pur și simplu necomentată. Cred că reflectă cel mai bine pe fiecare dintre noi. Simțul grandorii,
cultul trudei și bucuria ofensivei, am intitulat această emisiune consacrată creației lui Ștefan Râmnicianu din ultimii ani. Am numit-o astfel, socotind caracterizarea propusă de Andrei Pleșu în prefața catalogului expoziției din 1988, drept cea mai sugestivă și totodată reală. De la spațiul sufocant al atelierului, ce nu depășește, credem, 15 metri pătrați, spațiu unde, printr-un cult al trudei, au fost concepute cele 25 de mari compoziții filmate de Adrian Valentir, iată-ne într-un spațiu gigant, ciun care picturile lui Ștefan Râmnicianu pledează pentru un autentic simț al grandorii. Pentru prima dată, artistul le vedea, se confrunta cu ele, descoperindu-le virtuți sau poate chiar defecte. În prețul câtorva ore, culegea bucuria ofensivei. Acum zac închise într-un depozit, se sufocă unele pe altele, așteptând clipa izbăvirii. Cine știe, poate că la toamnă le va îmbrățișa chiar o galerie pariziană. Un talent imprevizibil, o energie uriașă, cărora nu le putem rămâne neutri, spune același Andrei Pleșu, își urmează serpentina traiectoriei lor, luând cu asalt străvechea și mereu actuala citadelă a artelor Parisul. Nu ne rămâne decât să urăm succes!